Hello, hello, ce mai faceți? În sfârșit reușesc să filmez și a doua parte de la Entis cu produse terminate. Deci da, astăzi veți vedea. Asta veți vedea astăzi. Mă țin de mult. Deci am, cred că 2 luni când am postat prima parte și am scris cu a doua și n-am mai reușit să filmez. Și între timp s-au mai adunat câteva. Deci da, sunt destule produse. Am mai fost, le-am aruncat, nu mai știu când le-am mai băgat, în fine, dar ușor, ușor să adună altele și am zis că măi, sunt prea multe și chiar n-am chef să fac un episod de o oră, că o să mor când editez și o să vă plictisesc voi. Nu promit că o să dureze puțin, pentru că sunt multe produse. Haideți să începem, da, sper că mă vedeți bine, pentru că și în spatele meu lumina este destul de puternică, e ora 1 după amiaza, deci e soarele destul de tare. Chiar dacă am terasă în spate, toți, în fine. Aici am așa doar câteva ca să vă le prezint. Astea sunt doar, nu știu, un sfert, cred că, din toate produsele. Haideți să începem cu astea pe care vi le-am arătat acum și apoi continuăm și cu restul. O să încep cu asta mare. Este un detergent Persil. Deci produsele astea sunt terminate de foarte mult timp. Sunt doar câteva terminate recent, da? Da, mi-a plăcut foarte mult, era din cel cu Silan. Deci, mă știu, parcă l-am prezentat într-un vlog, mă, deci în decembrie. Mamă, cât de bine m-a putut să miroase. Da, deci chiar mi-a plăcut foarte mult și cum spal și cum lasă hainele și tot. A fost la 2 litri și da, l-aș recumpăra, of course. Aici am un detergent de vase de la Pur. Păi mi-a plăcut cum miroase pentru că pare smochină, rodi, în fine. Da, smochină și rodi. Ideea e că eu nu sunt mare fan Pur, pentru că se termină foarte repede și nu e nici așa de viscos precum mi-ar plăcea, cum sunt cele de la Fairic, de exemplu. Deci, da, pe astea de la Pur le cumpăr în cazul în care rămân fără și, nu știu, am un magazin prin apropiere și are doar Pur. Atunci, atât. În rest, nu prea cumpăr eu, cred că ați observat și voi, ori le iau din DM, la Dank Mate, ori Fairic. Tot vorbeam de Dank Mate, da, e cam un turtit sticluța asta, totul detergent de vase, iced coconut, era cu cocos, băi, deci superbe astea de la DM, deci astea le ador. Chiar mai am unul care mai este așa puțin și se termină tot cu cocos, cred că o să-l vedeți în celălalt Empties. Sau, na, am vrut să vi-l arăt acum, but data viitoare. Uitam să văd dacă e sormea pe ce să mi-l aduc, nu vreau să mă mai ridic, dar căștile în urechi, cu siguranță mă s-audă. Deci, astea de la Dank Mate le recomand, chiar îmi plac foarte mult. Tot din DM cred că a fost și ăsta, Magic Cool, era un dispozitiv, nu știu cum să zic, o chestie de aia de pui în frigider pentru a îndepărta mirosurile, un absorbant de mirosuri bazat pe carbon activ, creat special pentru a fi așezat în frigidere. Deci, absorbe mirosurile pe perioadă de 2 sau 3 luni, tra-la-la. Deci, da, chiar mi-a plăcut, a fost fain, oricum astea din DM, chiar și acum mai am un frigider și trebuie să cumpăr altul oricum, că deja a trecut, probabil trece termenul, dar nu știu dacă am ambalajul de la ăla. Astea chiar sunt faine, chiar îmi plac. În continuu cu produsele din DM, la Dank Mate, deci tot Dank Mate, șervețelii captante de culoare sau ceva de genul, șervețelii pentru captarea culorilor. Deja mi-am mai cumpărat una, e pe terminate și aia o să trebuiască să recumpăr și cred că o să-mi iau mai multe data viitoare. Păi chiar îmi plac, chiar își fac treaba și nu știu, pentru 24 bucăți undeva la 8 lei. N-am mai fost în DM de ceva timp. Bine, am mai fost zilele trecute, dar nu m-am uitat la astea să văd dacă sunt scumpiți sau nu. Doar că am pe acolo să învârti prețul și chiar sunt foarte ok. Adică n-am văzut ceva ieșit din comun sau să mă deranjeze la ele deocamdată. De la Păzes, un spray de corp, un spray deodorant, body spray. Știți că Păzes e unul din parfumurile mele preferate de la Oriflame. Din păcate nu mai sunt la ei, am renunțat. Sper să mai am vreo 2 parfumuri de backup. Pentru că da, o să vă prezint acum și un parfum terminat de la ei. Băi, ce pot zic, una... Parfum superb și crema și, deci, foloseam împreună cu crema și parfumul. Știți că așa este recomandat să folosești un produs din aceeași gamă pentru ca parfumul să persiste ceva mai mult, să reziste.
și nu regret. Deci, e superb, astea de la Pozes sunt absolut minunate și chiar super. Era considerat catalogat ca și parfumul Cleopatra în catalogul Oriflame. Ilang Ilang, Paciuli și nu știu ce avea ananasoare. În fine, un parfum foarte elegant, deci nu este dulce, elegant, e luxury, e superb. Da. Tot de la Oriflame am terminat și o cremă Love Potion, în fine, cam vai de cap. Love Potion Midnight Wish este acel parfum, acea cremă cu cireșe amare caramelizate, cu cafea. Deci, e un parfum pe care nu toată lumea îl agrează. Deci, da, vedeți că mai am puțin cremă, așa, n-am apucat să o spăl, îmi cer scuze. Deci, e super, super tare. Parfumuri, da, mai am vreo 3. Pentru că n-am apucat să-l port prea mult. Este pentru vremi rece, pentru că e super, super dulce. Și gurmand și, oh my god, îl ador. Deci, super. Ei, nu mai știu dacă l-am mai prezentat pe ăsta oare. Sau ăsta e altul. Nu, e altul, că i-am crăpat și căpăcelul. Dar tot un șampun uscat. Știu că am zis că nu cine știe ce, nu știu să-i pronunț numele, este din DM. Da. Tot alea de la Balea îmi plac, dar nu mai rinie deloc. Și mie și surorii tot alea de la Balea ne plac, dar nici nu voiam să dăm prea mult, cum ar fi alea de la Batista. Alea mi se par mai scumpi, băi, adică... Da, în fine, înțelegeți voi. Și asta era singurul cel mai ieftin și am zis, băi, hai, cu ocazia asta îl și testăm. Își face treaba, dar tot alea de la Balea sunt cele mai bune. Tot din DM, că vă numai de astea. Copilașii au terminat așa niște ursuleți cu vitamine la Mivolis, tot marca proprie DM, ursuleți multivitamine pentru copii. Au avut 60 de bucăți, bine mai mult pentru ficiorul meu, care are 12 ani, să urmeze 16 ani, nu știu dacă are vreo chestie la dansă. De fapt, cred că și pentru adulți, dar aici zice că specifică faptul că doar pentru copii până 10 ani, acum nu știu. Băi, noi le luam, chiar luam și eu pentru că îs bun la gust. Chiar îs foarte, foarte fain și da, o să le recumpăr, au 120 de grame și nu știu, n-au costat chiar atât de mult precum costă ceilalți. Oh! La Tezorii de Oriente, hamam. Doamne, nici nu vine să arunc ambalajele astea, v-am zis. Pentru mine astea sunt sticluțe de colecție. Păcat că se dezlipesc chestiile astea. Deci eu am și parfumul primit, unul de la sora mea, unul l-am primit de Crăciun și ăsta tot de la sora mea, cea blondă, pe care ați văzut-o în locanță în Sighișoara. Anyway, acolo vedeți tot familia, aproape. Ăsta a fost cu ulei de argan și flori de arancio, în italian, flori de portocală, neroli, deci neroli și flori de argan, ulei de argan, pardon. Deci, superb. Și ce mi-a plăcut la ăsta, nu e ca orice gel de duș, mai că se desprinde. Are ulei în el. Deci, îți lasă pielea super hidratată. Deci, eu una nu mai simțeam nevoia să mă dau cu cremă după ce mă spălam cu ăsta. Pentru că v-am zis, de fapt, e un ulei de baie, aici zice shower cream oil. Da, deci un ulei cremă, gel de duș, nu știu cum să zic. E absolut superb. Și știți cât se vede oxidată după Tezorii de Oriente. De la Avon, băiețelul meu a terminat așa un gel de duș. 2-in-1 pentru păr și corp. L-a folosit pentru corp. Pe păr, cred că odată l-am folosit. Are părul lung, deci l-ar mai lung decât al meu. Ar trebui să folosesc. Ar trebui să folosească alte șamponuri, nu de astea. În fine. I-a plăcut foarte mult. Unul din preferatele lui, i-a plăcut cu miroase și tocmai ce am dat comandă, așa am uitat să mă uit, văd dacă mai este vreun, dacă mai este în catalog, poate luna viitoare o să-i dau comandă, cred că mai are o grămadă. El a zis că toate stat vrea. Mă bucur că i-a plăcut. Și da, un miros ușor fresh, peppermint și da, marini și în fine. Deci da, e fain. Dacă el a zis că a plăcut, eu n-am ce zice, eu nu l-am folosit, deci... Tot el a terminat acum 1000 de ani și pe ăsta de la Oriflame cu Winnie,
cred că a fost ultimul pe care l-a folosit de genul ăsta, că după aia a zis că nu mai vrea pentru copii, vrea pentru bărbați, vrea produse pentru bărbați. I-am respectat decizia și ăsta a fost ultimul, mirosea banane, dacă nu mă înșel. Da, bănănuțe, oricum banana este fructul lui preferat, dar da, nu știu că vrea de bărbați. Deodorant de la Borotalco, știți că astea de la Borotalco sunt preferatele mele, deocamdată n-am găsit un deodorant mai bun decât acesta, tocmai ce am cumpărat din Auchan de la firma lor, de la Cosmia, care l-am testat ieri și chiar mi-a plăcut. O să vedem pe parcurs, o să mai testez zilele astea să văd dacă ajunge măcar la jumătatea performanțelor de Borotalco. Acesta a fost cu aromă de mandarin și neroli. A fost fain, dar că e doar că e citric și eu nu prea sunt cu citricile, surorii mele i-a plăcut foarte mult. Pe ăsta luasem de pe 1001 cosmetici, fusese nu știu cât 15 lei și... Băi, astea chiar își fac treaba, nu am ce zici, chiar mi-e plac. Deși preferatul meu de la Borotalco rămâne acesta care e originalul, ăsta e the best of the best. Deci, na, deocamdată n-am găsit nimic ce să-l înlocuiască. Trebuiască să mai iau de la, sunt mai multe variante și ușor, ușor o să iau. Deci, ăsta e the best for me. Tot din DM, de asta trebuie să mai am, nu știu, că luasem două, un gel de duș, o cremă de duș, de fapt, foarte mâncabilă, deci cu vanilie și cu prune. Deci, gurmand, așa, deci îți venea să mănânci, efectiv. Un gel de duș chiar fain. Băi, mi-a plăcut, sper să vede că e ediție de iarnă, prăjiturele, sper să-l mai găsesc și pe viitor și cu siguranță o să-l iau. Nu știu de la ce este. În fine, ediție limitată. De la Eiffel, mi-am terminat eu mai multe, dar nu știu cum le-am pus. Ăsta a fost cu căpșuni. Băi, deci super dulce și într-adevăr căpșunos, așa nu știu cum să zic. Chiar mirosul ăla de căpșuni și-a avut și o culoare roșie. Nu mai are rost să spun cât de nebunită sunt după produsele de la Eiffel. Știți foarte bine, parfumuri iau de la ei, odorizante de cameră și spray-uri de cameră, chiar mai am încă două. N-am apucat să le termin. Pentru că persistă, îs concentrate, persistă. Într-adevăr, lumea se plânge că se consumă foarte repede. Băi, depinde și de mediu, adică, nu știu cum zic, unde am eu pe hol în camera, atunci da, se consumă în 3 săptămâni, 4, depinde. Dar în baie, bine, e și o baie mai micuță, e și mediu, cred că puțin mai umed, nu știu cum să zic. L-am avut pe cel cu Red Dragon. Încă mai am puțin, de vreo o lună, două, încă mai am atâta pe fundul sticluței. Deci în baie, într-adevăr, persistă ceva mai mult în camere, mai ales cum mai deschid și ferestrele, geamurile, trebuie la automat, parcă se evaporă mai repede, dar băi, chiar sunt faine, n-am ce zice. Chiar dacă rezistă mai puțin, măcar îmi miroase în cameră. Nu că am dat 30 ceva de lei pe un odorizant de la Glade sau alte chestii și, într-adevăr, ține acolo 2-3 luni, dar nu simt nimic, adică dacă trec așa, la o distanță de asta, simt ceva care mirosi, dar nu, lasă, simt în toată camera. Atât timp cât îmi miroase în cameră cum vreau eu, nu mă interesează că rezist 2-3 săptămâni, pe asta o să le cumpăr. Aici am avut de la, nu mai știu dacă era de la Oriflame, oare? Cred că era de la Oriflame, un concealer, da, îl foloseam, știți, un concealer, corector. Păi, chiar foarte bun, cel puțin aș putea să-l compar puțin cu cel de la Catrice. Liquid Camouflage, pe ăla îl folosesc în prezent, bine, azi nu m-am dat cu absolut nimic, decât cu puțin tuș și puțin creion și atât, ulei de ruj. Anyway. Dar, da, mi-a plăcut foarte mult și ăsta, și pensula, și ambalajul, și totul m-a dus cu cândul ăla de la Catrice. Deci chiar foarte fain, de la Oriflame. Din păcate, v-am zis, eu nu mai sunt la Oriflame și chiar produsele lor sunt foarte, foarte bune. Parcă, într-adevăr, mi se par că am scumpit cele și vreau să testez și altele, că de altfel nu m-aș fi lăsat de ei. De la Auchan am avut așa un ambalaj de șervețele umede pentru mobilă. V-am zis, pentru mine șervețelele umede de mobilă, de toate își fac treaba toate la fel, indiferent costă 10 lei sau 3 lei în pachet. Și da, băi, și-au făcut treaba, l-am folosit numai pe mobilă pe mai multe suprafețe.
40 de bucăți și da, tocmai ce le-am recumpărat, dar pe astea de mobilă nu știu că le-am mai găsit. Am recumpărat altele și da, chiar ok. Oh, de la Balea. O spumă de ras. Cea mai bună spumă de ras ever. Și asta a fost ediție limitată cu cocos și nu mai știu ce piersică parcă. Măi, brecăși vanilie? Nu mai știu. Ideea că nici eu n-am mai văzut de ceva timp în DM și fiind și pe grupul DM România, toată lumea se plânge că nu mai găsește. Deci nu se mai găsește spumă de ras de la Balea pentru femei. Am zis, băi, eu mi-aș lua pentru bărbați, pentru că acum câțiva ani foloseam de la Lidl, luam de la Sien pentru bărbați. Și folosim pe aia și chiar foarte bună. Adică nu văd ce e așa greșit. Și am zis că în cazul în care, când, bine, acum mai am eu niște produse pentru epilat, dar parcă tot spuma asta era superbă. Și o să trag eu o fugă zile viitoare, nu știu, într-o săptămână, două, poate, o să mă duc prin DM să văd dacă mai este, dacă nu, cu siguranță o să-mi iau de la bărbați. Și cu siguranță o să postez și aici, dacă o să fac vreo cumpărătură, ceva din DM. Deci da, absolut minunată. Tot de la Balea, ca de obicei, săpunuri lichide. Pe astea le folosim și bine, ne ține, nu știu, cam 3 săptămâni, o lună, noi fiind și 3 și abuzăm de ele. Ne spunem foarte des pe mâini. Asta au fost cu Lady Macadamia și Lotus Alb. Băi, na, îi săpun lichid, chiar, na, își face treaba. Nu pot să-i frumos, îmi place cum rămân mâinile după ce mă spăl cu el. 500 de mililitri, vegan fiind și nu știu undeva la până în 5 lei, așa, dar 4 lei și ceva pe el și, of course, o să le recumpăr. Ok, de la Colgate am avut o apă de gură, Triple Action, fără alcool. Băi, ce pot zic, una din cele mai bune ape de gură pe care am putut să le folosesc, s-a dus imediat, a fost la 500 de mililitri, am zis când o să mai iau, o să iau la gramaj mai mare sau o să-mi iau mai multe bucăți. Asta luasem de pe 1001 cosmetici, știu că era vreo 15 lei, nu știu cât am dat. Are de acolo, cred că de acolo, nu mai țin minte. Și chiar faină, băi, mișto, mișto, să păstra prospețimea aia chiar mult timp după ce mă spălam pe dinți. Nu? Plăcut și da, o să o recumpăr. Of course, la Pozes. Bine, nu am terminat chiar tot, o să mai las așa puțin, că nu o să-mi vină să arunc sticluța și o să mai păstrez puțin parfumele aici. Unul din parfumurile mele preferate, tocmai ce v-am zis când v-am prezentat și proiectul de corp. Doamne, are sistemul ăsta de așa se deschide, așa se închide. Deci e absolut minunat. Deci uitați câte detalii superbe are. Cum să arunci tu sticluța de asta, frate? N-ai cum. Și da, un parfum care persista. Deci de obicei seara când mă dădeam cu el persista așa doua zi când ajungeam acasă. Știți cum e seara în oraș, în weekend. Dar când ajungeam acasă, încă se simțeam. Deci are o persistență superbă și la început are un siaj destul de wow, adică aveam prieteni care îmi spuneau, băi, mă îmbată parfumul tău la cât e de fain. Nu știu, te duce inițial așa într-o stare de ușoară amețeală, e absolut minunat, parcă te vrăjește așa puțin. Și da, bine că mai am backup, sper, trebuie să verific, măcar unul trebuie să mai am acolo. Tot de la Eiffel. Acesta luasem tot de pe 1001 cosmetici, într-o variantă ceva mai veche, de câte am înțeles. Acesta a fost cu cacao. Mamă, când mă apropii de el, miroase atât de bine a ciocolată. Dar în casă, băi, n-am simțit așa mare chestie. Sincer să fiu, nu știu de ce, dar astea mi se par mai concentrate în formatul ăsta decât ăsta. Sau poate n-am nimerit eu lotul cum trebuie. Oricum o să mai dau comandă de pe 1001 cosmetici în viitor și o să mai iau și alte arome ca să văd cum este, că deocamdată nu vreau să-mi dau cu părerea doar pentru că ăsta a fost cum a fost. Da, poate a fost din alt loc și de-aia, dar în schimb e absolut superb. În materie de protect slip-uri, am aici 3 diferite, nu le-am adus chiar pe toate, vă dați seama, de astea am avut vreo 3 cutii de la Kaufland Evita. Păi nu știu, 3 lei erau. Nu, acum vreo 3 lei și ceva, că s-au scumpit 4 lei. 20 de bucăți de astea, 20 de protect slip-uri. Băi, chiar foarte faine, chiar m-am înțeles super bine cu ele. Nu mă așteptam, ca la prețul pe care l-aveau, prima dată au fost 3 lei, să fie atât de ok și să mă înțeleg atât de bine cu ele. Și da, le-aș recupera. Mai am aici de la Bella, Pantysoft, 60 de bucăți.
Păi chiar și astea au fost faine, adică oricum ce am încercat de la Bela toate au fost ok. Mai am aici la Libres. Le-am luat că erau la o reducere din cauza că era puțin aici, era deteriorat ambalajul și lipit cu scoci. De astea au fost vândute ceva mai ieftinuți. Dar da, m-am înțeles super bine și cu acestea. Sora mea n-am întrebat-o, oricum dacă ar fi deranjat-o mi-ar fi zis. Deci da, și ei au priet. Că nu am toate ambalajele de la discuri de machiante, deocamdată le-am pe astea două. Am de la Ebelin și de la Bevola. Numai ce le-am terminat recent. Trebuia să ajung la Sien și trebuia să mai am de la ceva. Băi, îs faine, dar nu sunt atât de wow precum mi-aș fi dorit. V-am zis, eu sunt nebunită după cele de la Sien, din Lidl. Nu am mai apucat să mai iau, nici nu prea mai apuc să trec la Lidl. O să o fac pe viitor cu siguranță, pentru că de ce nu, sunt super, super bune. Păi sunt bune și astea, dar cel puțin astea de la Ebelin, vă mă enervează că se desprind, se desfac așa între ele, se sucesc când le folosesc, în fine. Sunt ok, dar le-aș cumpăra doar în cazul în care chiar nu mai am, rămân fără și am cumpărături de făcut pe acolo și atâta tot. Așa să fie pe primul loc pentru mine. Nu mai știu dacă vi le-am prezentat data trecută, dar vi-l prezint și acum. De la Denkmit, aceste tablete pentru toaletă, pentru calculator sau tot felul de piatră sau ce să depun acolo. 16 tablete, 8-9 lei, nu știu cât e, sau mai mult chiar, nu mai țin minte. Le-am și acum în baie, o să-l vedeți la următorul Empties. Pentru că, da, le folosesc și își fac treaba, sunt bune și mereu le voi recumpăra. De astea am avut două. Bine, din păcate s-o cam dus, că am rămas tot șatenul, mai brunet nu mai este. O ținu cât o ținu, dar nu știu ce s-a întâmplat. E faină asta, e cea cu două tuburi. Poate ar fi trebuit totuși să folosesc mai mult. Știți că am și daily vlog de atunci când mi-a vopsit părul. Dar, na. Da, o să-l mai recumpăr, pentru că tot timpul m-am înțeles cu ea. Deși pentru prima dată acum am pățit să-mi se ducă vopseaua destul de repede, ce obțin brunetul. Dar nu, aia e. Și am avut două de astea, atât eu cât și sora. Eniu de la Avon, bine, mai am așa puțin pe fundul sticluței, un ser. Ser. Renewal Power Serum. Păi, fain. Deși mi s-a părut, are și o formulă așa mai lejeră, mai... nu e hidratantă, deci nu sunt hidratantă deloc. Sincer să fiu, îmi plac mai mult cele de la Oriflame, că am avut... am uitat cum se cheamă Fenin. Dar, na, nu știu, nu l-aș recumpăra, având în vedere că e și destul de scump, dar și-a făcut el treaba așa cât de cât. Na, n-am ce zice nimic de rău. De la Oriflame, de la The One, am avut așa un Makeup Pro Face Mist. Era un set, adică fixator pentru make-up, deci chiar mi-a plăcut și mie surorile mele. Mai am unul, cred că e pe jumătate din varianta mai veche, că cea veche era cu violet ceva. Și da, am mai avut unul de ăla, v-am zis că mi-am făcut stoc înainte de a mă lăsa de Oriflame, mi-am luat, mai aveam niște produse care îmi plăceau și le-am luat. Și ăsta, da, unul din cele mai bune și, da, recomand, dacă aveți cum să vă luați la Oriflame, luați-l. Sper să vă priască. Ok, de la Bevola am avut așa un set de biguri, 10 biguri, într-adevăr erau de la bărbați, nu mă interesează. La început nu m-a impresionat, dar după aia sora mea l-a încercat mai bine și i-a plăcut și chiar a fost cât de cât ok, a fost cu două lame. E interesant, le-aș cumpăra la fel în cazul în care am drum pe acolo. În sfârșit un produs la Bevola pe care îl pot lăuda. Știți că nu prea mă împac eu cu astea, deși tot le dau șanse ca să le testez. Dar asta a fost chiar decent, chiar ok, na, biguri. De la Pic VC am avut așa cu lavandă și eucalipt. Băi, îs faine, se simte așa puțin în baie, dar nu se compară cu alea cu portocală. Deci alea cu portocală sunt preferatele mele, alea se simte toată baia când trage apa și nu numai când trage apa, când intri în baie, miroase așa portocală foarte frumos. Dar sunt foarte faine și rezistă și mult. Sunt acele tablete cu floricică pe care le pui într-un suportul ăla la toaletă. Tot vorbeam de Bevola, am aici o pastă de dinți.
Cred că am folosit atâta din dânsa și restul, deci mai este atâta în ea. Nu o vom mai folosi pentru că, bine, sunt mai multe variante, am ales-o pe asta cu auriu, multicare. Nu-mi place la ea că zici că, băi, are poate are bicarbonat. Nu știu, nu înțeleg ce are, dar nu-mi place nici cum rămâne după ce folosesc. Nu știu, rămâne așa în gură, parcă e praf. Cred că are bicarbonat și s-a sâmbit prea tare. But anyway, nu aș recumpăra și nici nu știu dacă o să folosim. Încă un săpun pentru mânuțe. De data asta au fost, cred că, flori de cireș, vișini, ediție limitată. Nu, cireș și șlem de santal. Super că flori cireș. Băi, ăsta e super, super dulce. Dar chiar ne-a plăcut tuturor. Glossy touch. N-am ce să mai zic, mereu le laud, mereu le voi lăuda. Deci, da, puteți să testați voi pielea voastră să vedeți cum e. Colgate, am avut așa două bucăți, periuțe de dinți, cred că am avut mai multe, dar cred că am doar un singur ambalaj. Păi astea la Colgate oricum sunt chiar foarte faine periuțele de dinți. Am preferat să aduc ambalajul decât periuțele. Și da, le-aș recumpăra după ce le terminăm pe cele pe care le avem acum. Știți că am un set așa de nu știu câte de pișii înluate. Dar sunt interesante ele, dar tot astea îmi plac mai mult. Aici am două de-astea plicuri de pudră bleaching powder, pudră de colorant de la Kalos. Cu ele ne-am decolorat. Trebuie să mai am unul pentru că mi-aș mai decolora o dată asta să fie chiar atât de gălbui. Aș vrea să mi le fac ceva mai deschise. Știți că am jumătate de păr pe de subtii așa și vreau să mi-l fac. Da, a fost interesant. Eu chiar sunt mulțumită de cele de la Kalos, cel puțin cât ține de bleaching. De la Avon am mai terminat încă un... Am terminat ăsta. Miros floral discret, așa, nu-i prea puternic. Un spumant pentru baie cu pink peony, cu bujor roz și petale de magnolie. Chiar foarte faine astea. Îmi place cum miroase, i-au plăcut și surorii mele, deci chiar super fain. La Dank Meat niște șervețele pentru toaletă, de șters toaleta. Ce că se pot arunca în toaletă, că sunt biodegradabil. Eu nu le-am aruncat, eu le-am aruncat direct în coș, că dacă folosesc coș. Și... Măi, da, mai bine cineva în vizită la tine, poate nu se simte comod să folosească, nu mai bine scoate un șervețel de ăsta, tra-la. Chiar au fost foarte drăguți și au costat, nu știu, 5 lei, cred, și cu siguranță o să mai cumpăr, pentru că nu neapărat să le ai tu în baie, dar sunt buni și pentru călătorii. Și în cazul în care călătorești, na, mergi undeva în tren sau unde te duci sau cu autocarul, e bine, chiar e bine să ai un pachetel de asta. Săpunul lichid la greu. La Essenco, mai am puțin și să prelinge pe aici, cu șofran și paciule. Este tot la Oriflame, una din gamele de lux la Oriflame. Oh my god, deci de la asta încă mai am cremă de corp. Oh my god, deci o aromă atât de luxury și țin elegantă, dulce, băi, altceva. Și mă duce cu gândul la iarnă, că pe vreme de iarnă cred că l-am folosit. Mai am așa puțin, vedeți aici. Oh my god, e, chiar mi-a plăcut super, super mult și este și gel de duș, deci îl puteai folosi și pentru corp. De la Fresh Juice. Așa am avut încă o pungă cu sare de baie, avocado și ceremoia. Băi, da, mi-a plăcut. Știți că mie îmi plac sărurile de baie de la Fresh Juice. Sunt din DM și nu costă mult, pentru 500 de grame, de undeva la 8 lei, cam așa. Deci chiar super, super faine. Să mă grăbesc pentru că am filmat deja jumătate de oră și nu vreau să o plictisesc. Tot la Dank Meat am avut și aceste tablete, tot pentru toaletă. Da, pentru acel bazin de toaletă, știți, unde intră apa. Că și curăță și igienizează și iese și apa ușor albastră. Pentru rezervorul de apă, da. Deci, chiar mi-au plăcut și, da, le voi recumpăra. Ok, de la Vanish am avut așa un pliculeț de Oxy Action. Mi-a plăcut că era așa drăguț acolo, micuț, 100 ml a fost vreo 5 lei. Păi na, e Vanish, își face treaba, știți foarte bine și da. La Love Nature am avut așa o mască pentru păr cu banane, una pe care o adoră toată lumea, inclusiv prietena mea cea mai bună și băiețelul meu, deci
o mască de păr foarte faină, lasă părul cum trebuie, n-am ce să zic. La Denkmet, încă o de-asta soluție pentru vase, nu știu de ce am apun în interior, cred că sora mea l-a folosit ultima dată. Deci da, a fost așa, nu mai știu cu ce a fost ăsta, curățenie de primăvară se numea. A fost fain, știți că mie îmi plac detergenții de vase de la Denkmet. De la Oriflame, de la Pure Skin, doamne cât am abuzat de acest face wash and scrub. Inițial l-am luat pentru sora mea, într-adevăr e cam mentolat el așa și nu toată lumea îl agrează. Păi da, îmi plăcea maxim cum îmi lăsa tenul. Deci a fost absolut minunat, 150 ml și m-a ținut, pentru că nu trebuie să pui o cantitate imensă să folosești. Și da, chiar îmi dor de acest produs. De la Fit Up, de la Oriflame, am avut așa o cremă pentru piciorușe cu minerale. Telec gel. Era bun și pentru piciorușe. Eu l-am folosit doar pentru tălpi. Oricum, astea de la Fit Up tot timpul mi-au plăcut și au făcut treaba. Chiar nu am ce să spun. O chestie ce mi-a plăcut de la Essence & Co. Tot un săpun lichid gel de duș. L-am folosit doar ca și săpun lichid. A fost cu smirnă și prună. Deci smirnă. Băi, ăștia au niște combinații de arome superbe. Deci minunate. Și da, mi-a plăcut foarte, foarte mult și chiar recomand. Într-adevăr, scumpe. Păi, n-am ce zici, chiar scumpe, dai undeva 50 de lei pe un set sau pe un singur de asta. Dar mai e fain. Când le prinzi la oferte, atunci e cel mai ok să le iei. La Gliss, Schwarzkopf, da, e cam vai de capul lui, îmi cer scuze. A fost un Split Ends Miracle. Nu își făcea el treaba, vă dați seama, e un repair conditioner. Eu îl foloseam după ce mă pieptănam, de exemplu, când stăteau firele rebele, cum folosesc acum ser de păr, ulei de păr, să-mi potolesc firele. Deci, pur și simplu, îl dădeam pe păr, după ce îl pieptănam, se potolea și mirosea și frumos. Asta mi-a plăcut. La cele de la Gliss, tot timpul s-a păstrat mirosul pe păr. Și cel roz, dar nu mai știu cum se cheamă. Ăla chiar m-a ajutat și m-a reparat și perișorul. Da, sunt ușor prăfuite, că le-am ținut de mult timp. De la Optifresh, așa, una din cele mai bune paste de dinți. Deci astea de la Oriflame, iar laud Oriflame-ul, da. Pasta de dinți la Oriflame chiar e mișto, chiar îmi place. Și păcat că nu știu, nu cred că mai am. Știu că aveam mai multe paste de dinți, dar cred că le-am pus mai pe toate. Trebuie să mă mai uit, mai atent. Da, sunt super faine, își fac treaba. Băi, da. De la Semana am avut așa încă un balsam de rufii. De ăsta mic, Midnight Glue. Deci da, mi-a plăcut mult cum o miroase și l-am găsit la vreo 5 leuți și am vrut să-l testez și da, l-aș cumpăra și în variantă mare pentru că miroase fain și îmi place și cum miroase fain. Copilașii au avut așa vitamina C de la Ascovit cu aromă de piersică. Au avut mai multe, dar am păstrat doar unul. O să trebuiască să le recumpăr, le luam de obicei din Dr. Max și îmi place. Tot de la Denkmet, încă un detergent pentru vase, asta a fost cu aloe vera, deci deja am zis prea multe, nu are rost să mă repet, da? Oh, my God! La Bellis & Harding, doamne cât mi-a plăcut ăsta, a fost tot săpun lichid, încă mai am crema de corp, deci ăsta a fost săpun lichid, da, pentru mânuțe. Mamă, eu fost cu agude. Agude efervescente, dacă nu mă înșel, Mulberry Fizz. Da, Fizz, adică e efervescența aia care iese, nu știu, lăsa de lămâie, la ceva. Aș mi-a lăsat groapă. Deci, le pe să le luasem de pe parfumul. Era un set foarte frumos ambalat, că nici nu venea să-l mai desfac, dar găsesc o poză, vi-l lăs pe aici. Până la urmă, hai măi, că trebuie să le folosesc, că totuși le-am prins la un preț foarte bun, pentru că cele de la Bellis & Harding sunt destul de scumpe. Nu știu cum să vă arăt în fine. Și l-am prins la ofertă și am zis că neapărat hai să-l iau, că na. Și da, încă mai am crema de corp și pot să mă folosesc de ea, dar superbe. Deci produsele astea sunt geniale. Vă l-am mai prezentat, e mai vechi, l-aveam de mult. Chiar și-a făcut treaba, dar e vremea să-l arunc, pentru că, na, a trecut timpul. Era un lapte de machian la Oriflame, nu cred că se mai găsește. Un gel pentru ras, altă minunăție de la Balea,
Ăsta a fost Tropic Fantasy, era cu papaya, cu mai multe chestii, deci era un gel și în momentul în care îl făcea așa piele, se făcea spumă. Băi, deci e o minunăție de produs. Și nu a fost mult, 8-10 lei, ceva pe acolo, pentru 200 ml, deci absolut minunat. Nu știu dacă se mai găsește, v-am zis, o să trebuiască treabă fugă. Încă un săpun lichid de la Baleia, astea sunt la greu aici, Caribbean Feeling, era cu cocos și frangipane. Nici acum nu știu cum miroase frangipane, dacă știi cineva să-mi zic în comentarii. Băi, fain, n-are rost să mai repet. La Roche-Posay am avut așa o mostră, Cicaplast, balsam, nu știu, fini, balsam reparator. L-am folosit și pentru buzi și la un moment dat l-am folosit și pentru un tatuaj micuț pe care l-am. Pentru că în momentul ăla chiar mai aveam cremul și după aia m-am dus și mi-am luat cremul. Dar până atunci l-am folosit pe ăsta și băi, chiar și-a făcut treaba. Oricum, astea de la Roche-Posay chiar sunt foarte ok. La Oriflame am avut la The One Rouge, care la fel mi-a plăcut super, super mult. Deci rujurile mele preferate, din păcate, mai este așa, care persistă, îs și mati și super, super faine și nici n-au costat chiar atât de mult și da, le recomand. La Giordani am avut așa un mascara Angel Cares, care la fel mi-a plăcut foarte mult, deci are pensul în formă de produs așa, sau niște aripioare. Măi, da, super. De la Floralis așa am terminat niște șervețele, 100 de bucăți, nu mai știu cât au costat, 5 lei 30 cred. Da, o să le iau pentru că, băi, chiar sunt ok, sunt destul de grosuții. De la MTX încă o cutie de Hangover. Am mai zis și data trecută, nu data trecută, când le-am cumpărat. Sunt acele pliculeți de la MTX care sunt potriva mahmurelii. Băi, ce pot să zic? Nu o să-mi cer scuze, pentru că totuși am o vârstă, mă, cu 30 de ani. Sunt destul de matură. Și da, îmi place berea și da, mai ies, nu ies tot timpul, da, când apuc ies weekend și mai stau. Da, îmi place să stau la bere cu oamenii. Și da, aceste pliculeți chiar sunt super, sunt acolo când trebuie. Sora mea o mai terminat încă un Apple Juice, este un parfum de la Zara, care ar fi dupe după șans, deși nu după șans original, așa apare peste tot că ar fi replică după șans, nu. Unele persoane ar spune că ar fi după o tandră sau după o fresh. Ca și culoare, pentru că este verde, seamănă cu o fresh. După miros, cred că e o tandră. Pentru că am cumpărat o replică după șans original și nu are nicio treabă cu asta și nu înțelegeam de ce nu au treabă. Și apoi m-am interesat ce am aflat. Tocmai ce am dat comandă de pe parisian.ro și abia aștept să-mi vină, două zile tot aștept un mesaj ceva de la ei, sper să-mi ajungă. Și am luat după o tandră și atunci o să pot face o comparație între ăsta și ăla și să-mi dau seama după care șans este replică. Mamă, ăsta e un dulce fructat superb. E preferatul surorii mele, vă dați seama. Și abia aștept să vină și parfumul ăla să văd. Dacă nu e după o tandră, înseamnă că e după o fresh și punct. Asta încă nu e gata, dar mai este puțin și îl termin. Este vorba de Wonder Rose, tot de la Zara. Este duc după ceva de la Lancome, am uitat, băi, de dulce, hai cât e de fain și da, l-am folosit. Ce mă deranjează la astea de la Zara, cel puțin la astea mici, că n-am mai luat în gramaj mare, cum luam de obicei, păi nu persistă, deci s-a acolo vreo două ore, după aia pa la revedere, adică și înainte alea mari persistau, băi, câteva ore bune simțeam pe piele. De la Amber Elixir, cel clasic, da, l-am folosit când a fost și primăvară și iarnă. Mai am atât în el, o să încerc totuși să nu termin, pentru că la fel este o sticluță superbă. Băi, n-ai cum, deci ăsta e un parfum, e genial, e dulce, persistent, elegant, băi, la fel, persistă foarte mult și e un parfum cald, deci e mai așa, parcă puțină căldură în jurul tău, parcă și ușor caramelizat, dar nu cred. Deci Amber Elixir conține ambră, ambră și mai are mai multe chestii. Nu e un parfum ieftin. Sunt trei parfumuri în gamă, ca zic așa, da, le dețin pe toate. Deci preferatul meu rămâne cel Mystery, nu-i plac tuturor pentru că e prea dulce, dar și ăsta e absolut superb și da. Deci de la Love Nature, la fel, încă nu am terminat crema, mai am atâta, vedeți, cât mai am de o utilizare, maxim două, dar nici două. Mamă, e superbă, deci atâta cremă mai am înăuntru. Am avut și spray de corp, dar nu mai găsesc.
cred că am avut Credicor sau gelul de duș, nu mai știu ce am avut la el. Da, de la Oriflame. Deci, ați văzut, mai am puțin, am vrut să-l păstrez pentru EMTS-urile data viitoare, dar cred că data viitoare o să fie iar peste jumătate de an și nu vreau să mai păstrez atâta. Dar da, o cremă absolut minunată, e ca un fel de unt, așa că dacă îi pot spune, cocos și cacao. Miroase absolut demențial și numai bun să te dai cu ea înainte de a purta un parfum cu cacao. Slavă Domnului, am vreo două sau trei. După păcate, nu mai găsesc plicul. Cam asta, da? Cu ăsta am aici și văd că am de ceva timp, chiar dacă s-o mai dus. M-am spălat de câteva ori bune de când l-am folosit. Dar văd că încă ține culoarea și astăzi cred că o să mi-l fac și un violet. Ușor mai deschis așa și apoi plicul ăla păstrez și pentru dățile viitoare pentru că o să revin la culoare. Chiar îmi plac astea de la Acis, dar un color trendy. Chiar sunt faine, nuanțatoare mișto, nu sunt nici prea scumpi și chiar își fac treaba. Am uitat să vă prezint ăsta de la Oriflame Diamond Cellular, o apă micelară. Băi, una din cele mai bune pe care am putut să le folosesc. Da, mă scuzați, o leac drimel pe aici. Am avut o baie. Deci, da, nu voi arunca flaconul, îl voi folosi la celelalte ape micelare care n-au țușpic de asta. Am, deci, într-adevăr, una din cele mai bune pe care am putut să le folosesc. Da, acolo am odorizantele goale. Și încă o chestie de la Balea, tot un șampon uscat. Păi, și-o făcut treaba, a fost ok. Dar, din păcate, în ultima vreme nu prea am mai găsit la Balea șamponul uscat. Sper totuși să am noroc. La Colgate, Max Fresh, am mai avut așa o pastă de dinți, vai de capul, la cât am sucit-o. Whitening Strips, Bamboo Charcoal. Băi, la fel, una din cele mai bune paste de dinți pe care am putut să o folosesc. Vedeți aici, 10 ori longer cooling. Și, într-adevăr, prospețimea aia chiar s-a simțit ceva timp. Deci da, mi-a plăcut și da, aș recumpăra-o. Da, mă uit în jur în cazul în care am uitat ceva, o să vă le prezint în celelalte MTS, că văd că probabil deja v-am plictisit, v-am zis multe produse, dar măcar bine că am terminat să vă le prezint pe toate, aleluia! Bine, dragilor, cam atât cu acest episod. Dacă ați folosit și voi unul din aceste produse sau dacă sunteți de acord, sunteți de acord cu unul din ele, puteți să-mi lăsați în comentarii. Știți foarte bine că îmi place să împărtășesc cu voi, să comunicăm, să schimbăm păreri. La urma urmei, asta facem aici, da? Eu dau un review sincer, deci știți că eu sunt foarte sinceră și nu mă plătește nimeni ca să mint sau alte chestii. Vă zic dacă îmi place sau nu și, apropo, toate părerile sunt strict personale. Deci v-am zis, o să o zic mereu. Dacă un produs pentru mine e ok, nu înseamnă că e ok pentru toată lumea sau invers. Dacă pentru voi e ok, înseamnă că trebuie să fie și pentru mine ok. Anyway. Și da, cam asta e. Am mai avut și niște balsamuri de rufi, cred. În fine, oricum eu acum am o grămadă de detergenți, balsamuri de rufi și mai combin când unul, când altul, de asta. Da, mai variez. Cam asta e. Da, dacă v-a plăcut, știți foarte bine ce aveți de făcut, nu uitați să vă abonați acestui canal, aș aprecia foarte mult și în cazul în care ați rămas până la final, chiar vă mulțumesc că ați avut răbdare. Da, și lăsați un like acestui clip și, da, eventual un follow pe Instagram, pe TikTok. Și, da, aș aprecia foarte mult și am nevoie de susținerea voastră mereu. Cam atât pentru astăzi, v-am pupat!